Ce dată crezi că este astăzi? Vierea Domnului. Ce? Sfintele Paști. Drept. Data nu am zis, data. Îmi veni mie cu fantasmagoriile tale de prin calendare. Zeci de spectatori, preoți și autorități locale au participat luni seară la premiera piesei de teatru despre viața lui Anton Durcovici, numit pe 30 octombrie 1947, episcop de Iași. 9 actori au pus în scenă ororile prin care a trecut episcopul după ce a fost arestat de securitate. Această piesă, de fapt, este o reconstituire istorică a vieții episcopului Anton Durcovici. Piesa a fost scrisă după 2 luni de studiu al dosarelor de la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității, unde se aflau declarațiile lui Anton Durcovici din timpul detenției. Am avut sute de ore de înregistrare ale mărturilor preoților greco-catolici, romano-catolici care au supraviețuit închisorilor. Pentru actor, piesa a fost o provocare. Relația mea cu Anton Durcovici a fost un pic dificilă la început și am încercat să-i pătrund tainele pentru a înțelege mai bine dorința lui de a fi tare în credință. Reprezentația a fost un succes. Impresionant. A fost cutremurător. Foarte emoționant. Trăit așa, parcă cu adevărat, în istorie și cu suferința preasfințitului Anton Durcovici. Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice se așteaptă ca în curând episcopul Anton Durcovici să fie beatificat. S-au depus actele, s-au încheiat dosarele pentru a le prezenta la Roma, pentru ca episcopul care a murit la Siget în 1951, martir, să fie declarat fericit de către Biserica Catolică. A fost o jertfă, dar o jertfă asumată și o dăruire totală pentru a prezenta învățătura Bisericii Catolice. Pentru a face cunoscute viața și jertfele episcopului Durcovici, piesa va fi pusă în scenă în mai multe comunități din dieceză.